Ne vedem și ne auzim pe YouTube. Ne vedem și ne auzim pe Facebook. Da, în sfârșit, după 2 săptămâni de blocaj, am reușit să postez în această dimineață pe Facebook. Mulțumesc că nu m-ați trădat, mulțumesc că n-ați plecat, ați rămas aceiași fani pe care îi știam încă de pe vremea izolării. Păi, dragi colegi, stimați prieteni, foști colegi de izolare, eu n-am crezut că se întâmplă așa ceva. Să ajung de la izolare la alertare și după aia la blocare. Numai în stări de astea am trăit cel puțin aici pe Facebook. Dar mă bucur că ne vedem, mă bucur că ne vedem din nou. Vreau să vă mulțumesc că unii dintre voi, un procent destul de semnificativ dintre voi, ați trecut de pe Facebook pe YouTube. Să mă urmăriți, să subscrieți pe contul meu de YouTube. Un procent bun, nu chiar la fel de mare precum procentul elevilor de clasa 12-a care s-au întors în bănci pentru pregătirea finală înaintea bacalaureatului, ci că 49% dintre absolvenți s-au întors în bănci. Restul de 51% s-au întors la terase. Tot e bine, tot e bine, vedeți acum. Cum spun experții, trăim o paradigmă a învățământului. Pe vremuri, nu-i așa, când se supărau părinții pe noi, ce ziceau? Învață, că numai eu știu câte sacrificii am făcut ca să te trimit la școală ca să poți învăța. Acum, învață, că numai eu știu câte sacrificii am făcut ca să te pot ține acasă ca să înveți. Acasă, nu-i așa, să înveți online. Pe vremuri ne luau ghiozdane, rechizite, făcea mama sandwich, ne trimitea la școală. Acum face fresh-ul mama, face omleta, pune tata nedea la bun cu router, ia mama chiloți curat să aibă băiatul, că acum școala e în chiloți. Se face în chiloți, să nu zic că e o chiloțăreală. Mă rog, nu mai sunt așa motivați elevii să învețe, nu mai sunt motivați să ia 10 la bac. Anul trecut, dacă ei luau media 10 la bacalaureat, mergeau direct la Untold. Dar anul ăsta, de unde Untold? S-au anulat toate festivalurile. Să n-avem Untold, să n-avem Never See și atâta marafet rămâne pentru la anul. Are o fi mai bun? S-a anulat și Electric Castle. Să nu mai auzi Toamania mixată de un DJ celebru. Așa sunt zilele mele. Până și Cerbul de Aur nu se ține anul ăsta. Și unde mai spală ei milioane de euro. Acum, pentru TVR, problema e simplă. În loc de Cerbul de Aur, eu văd o ediție specială, moderată de Mircea Dinescu în bucătăria sa, iar marele interpret Grigore Leșe să mențină fondul sonor, fondul muzical. Mircea Dinescu să gătească ceva, bineînțeles, stropit din abundență cu suc de portocală. Iar maestru Leșe să cânte în stilul lui inconfundabil, ceva de genul: nu-i lumină nicării, unde-s portocalili? Numai la mândruța mea. Bă, deci cred că acolo-i portocala. Deci portocală peste friptură de pește. Pește i-ar găti maestru Dinescu maestrului Leșe. Pește. Are balta pește, așa zice povestea. Dar pescarul mai poate ajunge el să prindă pește, după normele astea intrate acum în vigoare? Domnule, parcă stâmpiți, auzi, mergi la baltă să pescuiești, ți se ia temperatura. Cum ai ajuns acolo, ți se ia temperatura. Dar normal că ai 39-40, că tu ești în febra pescuitului, abia aștept să vezi cât prinzi. Mi se pare o reglementare totală aiurea. Distanța dintre pescari pe malul lacului de 10 metri. Vă dați seama că îți zic, Ioane, tu ai prins ceva. Nu mai poți zice o minciună pescărească, pentru că sperii peștele. Și cea mai tare reglementare, fără grătar pe malul apei și fără alcool. Pescarii n-au voie să iau o țuiculiță, o pălincuță când așteaptă prada, captura din lac. Păi mergi la pescuit sau mergi la farmacie, domnule? Nu tu grătar, nu tu aia, nu tu aia. Te duci la pescuit dimineața, vii seara acasă, nu miroși a fum, nu ești băut, vii fără pește și zice soția: nu, dar unde ai fost? La pescuit, mami, am fost la pescuit, am fost. Minți, ai fost la femei. Că numai în cazuri aduc reglementările astea, pe care și așa le avem. Dar asta e când își bagă politicul coada, asta iese. Al de politicienii noștri. Că ați văzut că și ăștia din partidul ALDE ieri s-au alifiat, s-au afiliat PSD-ului. Păi ăștia sunt și cu toate alifiile, domnule. Și miruiți ca Varujan Vosganian.
Nici cu ea de la putere nu mi-e rușine. Ministrul dezvoltării grindă Ion Ștefan n-a putut să meargă la audieri în Parlament, căci că-l doare spatele. Auzi, îl doare spatele. Pe așa guvernează ei, pe la spate, pe la spate. Îl doare în spate de noi. Dar bine. În sfârșit s-a votat. S-a votat, se dublează alocațiile. Bravo, bravo, bravo. Meritau copiii noștri să aibă alocațiile mai mari, mărite. Da, că bani sunt. Bani sunt, a zis și președintele Klaus Iohannis, a venit ieri și a spus că o să obținem nu știu câte miliarde de la UE. Păi ne dau ăștia din UE, ne dau la UE, fiecare român din UE o să ia UE bani pentru UE, ne dau UE din bani, mulți bani. Fiecare român o să primească UE cu bani, pe bani, din UE, UE. Așa zis președintele, zice, o să avem negocieri dure, dar vom lupta atunci când se va face Consiliul Europei, când va fi ședința video. Va lupta președintele pentru bani mai mulți în ședință video. Parcă îl și vezi, se pune la calculator, își ia căștile, își pune tastatura aia de competiție și zice Carmen, zice Klaus, Carmen, dă-mi și un mouse. Și apoi dă-le criticale din mouse. Numai și numai să obținem bani mai mulți. Acum, noi românii, cu sau fără bani, suntem inventivi. N-ați văzut? Recent o româncă din Italia a fost prinsă, din păcate, de poliție pentru că băgase niște droguri, niște cocaină în biberonul bebelușului său. Inventivă, doamnă. Dar și bebelușul vesel n-avea nicio problemă. Zice, nu, dar cocaina face bine. Mai ales când are colici. Și când îi cresc primii dinți, heroină. Extraordinar. Uitați de crema cu galbenele. Mă bucur. Mă bucur, dragi colegi, foști prieteni de izolare. Mă bucur că ne vedem și pe Facebook. Sper să nu mă mai înșurubeze. Sper să putem vorbi, că rău nu facem aici. Discutăm. Ne înțelegem. Mai punem țara la cale. Ce Dumnezeu? Țara la soacra? Cam năcăjită, că acum azi e 4 iunie, Trianon, 100 de ani. S-o și izolat în bucătărie, acolo e autonomă și nu știu ce va găti până la urmă. Tăltăt caposta, sechei caposta, guiaș leveș, nu știu, nu stresez astăzi. Poate să facă și Marcoș Baranfei, dar nu, nu. Și-a pus acolo o pălincă de boroț și cântă Se va roșcoloș var, en onda cum au samoșnal, o să che samoșnal, angiol candiere mar, angiol candiere mar. Dragii mei prieteni, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine atât pe Facebook cât și pe YouTube. Să ne vedem cu bine, să putem comunica în continuare pe aceste canale media. O zi superbă vă doresc, numai mâine nu-i poi mâine, începe weekendul și mergem la plajă. La cât de frig îi, o să facem plajă la bec. Nicu Bendea vă salută!